Lirul moldovenesc se depreciază în raport cu dolarul american, moneda euro și rubla rusească. Hrivna ucraineană și leul românesc rămân neschimbate. Astfel, pentru 28 februarie, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 18,87 de bani pentru un dolar, cu 4 bani mai mult decât luni. Moneda euro crește cu un ban și va costa 19,93 de bani. Hrivna ucraineană va valora 51 de bani, iar leul românesc va costa 4,05 lei. Rubla rusească se apreciază cu un ban și va costa 25 de bani.